vedete, vedete. Avem orice rețetă, îți poftești. Miam, miam, miam. Salutare și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii voastre culinare preferate. Este primăvară, începe să fie din ce în ce mai cald și m-am gândit să vă propun un meniu special, un meniu de primăvară. Bine, nu o să vă arăt cum se pregătește o simplă salată, cred că știm cu toții cum se amestecă roșiile, castraveții și salata verde într-un bol, dar ce e foarte important, trebuie să profităm de toate bunătățile pe care le găsim în piețe în această perioadă și să evităm pe cât posibil mâncarea congelată, măcar acum. Iarna am abuzat de ea, acum mâncăm numai chestii proaspete. Și acum, despre subiectul salatei o să mai vorbim în emisiunile următoare. Și până atunci, nu uitați să-mi scrieți pe adresa rețetevedete@luctv.ro și aștept mesajele voastre și pe pagina noastră de Facebook, www.facebook.com/rețetevedete. Eu promit să răspund la toate mesajele voastre și la toate întrebările culinare pe care le aveți. Hai să trecem la treabă cu meniul de primăvară. Prima rețetă pe care o facem astăzi sunt bruschete ratatouille. Bruschete am mai tot făcut, așa că știți cum se face baza, franzela sau bagheta tăiată felii și coaptă cu un pic de ulei de măsline și un pic de condimente. Noutatea este însă toppingul, care este un ratatouille, adică un amestec de multe, multe legume, nu ratatouille șoricelul mic, și care o să fie foarte aromat și cu un iz de primăvară, așa, și pe care îl punem peste bruschete. Și îl punem, când spun îl punem, nu mă refer la mine și la voi, ci mă refer la mine și la invitatul meu special de astăzi, care este foarte, foarte, foarte energic și este Bantu! Bantu, așa mă numește. Așa te numește, salut! Și eu că tu ești bucata cea mai bună din lumea. Și atunci hai să facem asta? Așa, fii atent! Ce o să faci tu, bun, ca să nu zici că... Da, spune. Deci, Bantu, spune-ne în primul rând cu ce te ocupi tu, ca să înțeleagă oamenii de ce te pun să faci chestii din bun, astea, așa. Eu mă numesc Bantu, acum mai spun iară, și sunt capoeirista. Sunt profesor de capoeira și predau capoeira în tot Cluj. Da? Capoeira toată lumea știe, sporteala de lupta, dansa. Eu nu știu, dar fac după el. Muzica, e Paraná, e Paraná, e Paraná, e Paraná. Bun, acum tot noi facem tot chestia asta, eu tai pâine și în același timp... Faci cu mișcare de... Fac capoeira, cu mișcare de capoeira, da? Așa e. Așa faci acasă? Trebuie să așa. Da, așa umbli și pe stradă, nu? Spus. Dacă nu începe un cuvânt cu... Cu? Nu. Nu. Cred că nu mai spun nimic așa, care începe. Nu spune cu nu. Fără nu. Da? Așa. Bun. Avem o viață pozitivă, non-stop. Hai. Tu tai asta felii așa groase, așa, de un deget de-a tău, unul de-a meu, de două de-a mele, unul de-a tău. Așa, bun. Bun. Ok. Și între timp, spune-ne tu mai multe despre capoeira, să înțelegem și noi că păi, hai, că tai în același timp îi spun. Așa. Da? Așa, că mie îmi place să vorbesc, da, să... E foarte vesel, sunt între cei mai veseli invitați pe care am avut la rețete vedete. Mi-e place foarte mult. Nu. Păi eu fac capoeira deja de 15 ani. Așa. Iubesc capoeira. Capoeira e viața mea. Dar ce înseamnă, de fapt? E un amestec între ce? Nu. Capoeira, hai să spun asta. Capoeira e sport, luptă și dans. Da? Așa. Aia e capoeira. Unde toată lumea poate să facă. Nu contează. Și dacă toată lumea o să facă, la finalul să arate ca tine? Da, e cu siguranță. Deci avem, mai aveți o șansă, mai dați-ne o șansă, mai avem o șansă. Stai un pic, Teo. Nu-i doar să arăți ca mine. Și la culoare. Ai, dacă stau lângă tine, mă bronzez. Cu siguranță. Așa. Și spune-ne, care e mișcarea de bază? Tu mi-ai mai arătat? Da, mișcarea așa de bază tot timpul trebuie să fie jinga. Jinga, ai zice. Hai, fiți atenți. Hai că până se călește ceapa în ulei de măsline, noi facem... Și picior în spate. Da. Și schimbăm în picior, da. Bun. Și asta facem repede. Uite, vezi că tu nu se pricepi doar la bucătărie. Da. Și cu capoeira. Ai vezi că am băgat un pic și de la mine, și așa de ce? Să fie mai finuță. Mai de ce? Așa, pentru și... că de tu ce? Vorbești un pic de... Un pic de portughez. Jase namora. Jase, atâta știu, dar tot când după el. Jase beija de lingua agora, só me falta sonha. Eu știu de acolo cu notengo, paciência, pra... Ah, vezi că știu. Eu. Eu não sou audiência para solidão. Eu não sou de ninguém. Eu sou de todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. E tô te querendo como ninguém. Ai, tô te querendo como Deus quiser. Ah, então você entendeu?
Nada. Muito bom. Eu înțeleg, dar nu pot ca să mă exprim. Muito bom. Da, hai că dacă am încercat eu în portugheză, zici și tu ceva așa cu accent ardelenesc, zici și tu un no bine, dar... Păi bine, dar ce bine, dar... Nu, lasă că zice, tu ești, da, lasă că tu ești, toată lumea îmi spune că eu vorbesc român din ala de la țară. Păi, eu am față de țărani. Păi, lasă că nu am față de țărani. Nu ai cum să ai față de țărani, pentru că nu sunt la noi țărani așa frumoși, știi cum? Mulțumesc. Mă iartă, dar n-am putut să n-o bag pe asta. Mulțumesc. Am călit ceapa, punem și vânăta tăiată cu bulețe mici. Chiar dacă vi se pare că e multă vânătă, stați liniștiți că scade foarte tare. Și mai punem apoi și dovlecelul, care la fel o să scadă. Și pentru că în ratatouille e important ca legumele să își păstreze forma, vă rog să nu curățați nici dovlecelul și nici vânăta, nu le curățăm de coajă, doar le spălăm foarte, foarte bine. Da. Da. Gata, ai terminat? Da. Și fii atent ce trebuie să faci. Ai văzut că nu-mi pricep doar la capoeira. Doamne, și frumos, și sportiv, și docil. Păi ce să mai vreau? Doamnezeu mare! Uite, pui așa aici. Da. Câte în cap? Vreo 3 cred că ne în cap. Pune mai mult. Pa, pune acolo. Stai, cu chestia asta de aranjament, hai că știu eu, hai. Știe el. Și pune peste ele ulei de măsline, da. Așa cu lingurița. Și de aici sare și ierburi aromatice, tot cu mișcare de capoeira. Ce chestie interesantă. Eu niciodată am văzut așa pântul la bucătărie. Uite. Iartă-mă, mama. Ui. Așa, bun. Între timp se fac și legumele noastre aici. Spune-mi, ce-ți place ție cel mai mult să mănânci? Păi, îi spune mie, dar, îi spun, dar, e românește? Spune. Da. Dar mâncare sau prăjituri? Prăjitura mea e cea mai bună. Tu mănânci prăjituri și arăți așa? Da, dar și care prăjitură pe care mănânc? Să mâncăm și să arătăm așa. Cozonac. Făcut în casă? Da. Și cine face? Soția ta face cozonac? Nu, soția mea. Soacra ta face cozonac. Nu. Soacra mea deja e moarte, spune Dumnezeu, ai grijă de ea. Bun. Doamne ea. Așa, domnia. Așa. Da. Bun. Eu am o mamă aici, în România. E normal că am o mamă. Am mama mea, negra, din Brazilia. Iubesc mama mea. Și o mamă surogată în România. Și am o mamă aici, mama Maria, pe care face un cozonac și un sarmale, păi cred că e cel mai bun. Dar și ală cozonac pe care mănânc. Vin odată la noi în emisiune să ne facă cozonac? Păi, probabil. Probabil. Cu tine vine, sigur, că cine cu mine vine, sigur. Cu mine vine, sigur. E foarte bun cozonac. Și ce dar mâncarea ca tine, eu cred că nu face nimeni. Vezi? Nu cine face știe? Nimeni. Așa, e foarte bine. Și acum poți să le și condimentezi. Asta e ulei de smălin, da? Da. Bun. Da, da, știi că numai sănătos ți-aș da. Eu și știu. Dacă cozonacul îți atunci place atunci eu știu că de acum... Uite cum pune de acum mai încolo, eu să arăt mai bine. Eu? Eu! Tu poți să arăți mai bine de atâta? E normal dacă mănânc mâncarea ta? Să fim, deci nu, mai bine de atâta, nu poți să arăți absolut cu siguranță, eu să arăt mult mai bine. Și uite că eu mănânc mâncarea mea și arăt tot la fel. Nu-i corect. Dar spune-mi, dacă din bucătăria românească îți place cozonacul cel mai mult, da. Din bucătăria portugheză, o brazil, ce mâncă? Braziliană? Da. Voi... Muqueca de peixe. Muqueca de peixe. Muqueca de peixe. Muqueca de peixe. E ceva cu pește. Da. Muqueca de peixe. Da. E condimente pe care nu avem aici în România. Da? Dar e ceva tot așa. Cu legume. Tot așa, cu legume. Adăugăm un pește și punem uleiul de dende, pe care nu este aici. Un uleiul roșu. Și din ce e făcut? Mâncarea dende. Un cocuș de dende. Cocuș de dende. Așa e, cocul roșu de dende. Care este un uleiul foarte puternic, roșu. Unde tu adaugă ardeiul să mâncarea să iasă picantă. Și e picantă la, foarte am bun. Înțeles. Deci dacă facem asta și punem tabasco, de exemplu, nu merge. Extraordinar de bună. Punem cu ulei de măsline. Doar mâncarea asta știu să fac eu. Restul? Știi să faci? Da. Deci data viitoare gătești tu și eu dansez? Așa. Așa. Bun. Nu, gătim împreună. Gătim. Dar de ce tot timpul? De ce? Nu. Atunci, odată tu gătești. Gătești și tu mănânci. Da. Bun. Atunci ok. Dată, atunci să arăți. După ce mănânc mâncarea aia pe care fac eu, da. O să arăți cu siguranță așa la mine. Exact. O să arăt ca tine. Exact. Și o să fiu și bronzată. Cu siguranță. Doamne ajută, măiculița Domnului. Uite. Băgăm bruschetele la cuptor. Păi, da, acum se că nu e mare diferență. Păi, stai că nu e mare diferență. Oricum se ne potrivim foarte bine. Cafea, da. Cafea cu lapte. Cam zic și uite. Eu. Da, cuando tomes... Cuando beba o café. Uite cum știe el. În spaniolă el mă completează. Cuando beba o café. Hai, le bagi la cuptor așa cu mișcare. Tu te miști și eu mă la tine. Aia pasada lateral. Pasada lateral, pasada da, lateral. Da. Așa. Pasada lateral, e aqui o lovești. Benção. Stai că cu fustă, stai puțin. Deci. Mamă, iartă-mă iarăși. Așa. Cu fustă,
tu lovește așa. Așa. E bine. Uite-o. E bine, se pricepe la capoeira. Să știi că fără fustă puteam să ridic mai sus. Băgăm bruschetele la cuptor, între timp se călesc și legumele, durează cam 10-15 minute și ne întoarcem imediat să vă arătăm cum asamblăm bruschetele. Deci fii atent. Eu cu siguranță o să arăți foarte bine. Ce zici? Teo, da. Auzi, la carnaval, de exemplu, știu că sâmbă e să ai brazilian, nu? Da. Și să sâmbească? Nu. Nu? Încă, tu hai. Bun, deci. Pune poziția. Așa. Și să mișii de fundul, nu? Așa, știu. Da. Un. Unu. Doi. 3, 4, mișcă fundul, ce? Nu se. Pot. Mișcă, mișcă, mișcă. Dintr-o parte într-alta, da. Fac bine ceva măcar. Da, faceți. Dar nu pot să mișc, de că mi-e vine așa ca la muzică populară, stau tot în picioare. Pot să dau atâta. Se pune? Mama, iartă-mă, mama! E parana, e parana, e parana, e parana. Nu știu cât de tare am trebuit să dau din fund în treaba asta. Parana, e parana. Revenim imediat. Nu știu cât de tare dau din fund.